luptei ex-studentului Cristi Călin, care timp de câțiva ani a încercat să țină piept morilor de vânt din Biserica Ortodoxă Română pentru a-și câștiga dreptul la studii teologice într-o facultate a statului, i-au fost pus capăt de decizia parchetului de pe Înalta Curte de Casație și Justiție, declasarea cauzei în dosarul de cercetare penală numărul 289 din 2015 deschis la acest parchet. Conform declarațiilor purtătorului de cuvânt al Arhiepiscopiei Românului și Bacăului, preot Alexandru Zamfir și el, unul dintre cei trei cercetați pentru aceeași infracțiune, fiecare om în această țară are dreptul la petiție. Preotul Romașcan declară că a avut încredere în organele de cercetare juridică din România, care în dosarul în cauză a propus soluția de clasare, toate acuzațiile lui Cristi Călin fiind considerate de procurorul anchetator drept simple alegații, fără suport în înscrisuri. Am avut întotdeauna încredere în justiția din România și avem în continuare dreptul de a petiționa aparține oricărui om. În România e și ceva bun, uneori e și ceva rău, câte vreme orice om care susține lucruri neconforme cu realitatea poate să peticioneze și să dea de lucru unor oameni care ar avea cu ce să se ocupe. Este foarte greu de aflat câtă sinceritate și câtă doză de ipocrizie poate exista într-o declarație de presă a unui preot care susține că un om care i-a făcut atâta rău reclamându-l în dreapta și în stânga și fiind supus cercetării organelor judiciare se află permanent în rugăciunile acestuia. Cum ele apar ca și cuvinte frumos meșteșugite care țin de misiunea unui prelat, aceea de a se ruga și pentru dușmani și pentru prieteni și a ierta și pe unii și pe alții. Călin Cristi, deci numele Călin este în pomelnicul meu. Mă rog și pentru el, așa cum mă rog pentru toți ceilalți care încă n-au înțeles că sunt lucruri importante în viața asta și sunt valori care trebuie respectate și sunt oameni care par că le sunt vrăjmași, dar în realitate le sunt prieteni. Până la urmă, nu putem fi iubiți de toți. Important e să fim urâți de cât mai puțin. Și dacă dintre cei care ne urăsc sunt oameni care înainte de toate să urăsc pe ei, nu facem altceva decât să ne rugăm pentru ca ora asta să dispară, că ne obosește, drept. Nu m-ați încărțit, dar uneori obosesc în fața unor astfel de acțiuni. Dar de înainte, câte vreme în pomul cu roade se aruncă cu pietre, e ok. Reamintim faptul că studentul de etnie romă Cristi Călin a fost în două rânduri exmatriculat din facultățile de teologie de la Alba Iulia și de la Arad, ca urmare a lipsei de la dosar a binecuvântării arhierești necesară unui aspirant la haina preoțească. Deciziile arhiereului vicar Ioachim Băcăoanu au atras un șir de proteste mergând până la greva foamei ale lui Cristi Călin. Nici încercările sale de a obține sprijinul Comisiei pentru Drepturile Omului din Camera Deputaților, condusă de deputatul Remus Cernea, nu s-au finalizat cu o rezoluție favorabilă lui Cristi Călin. Gestul pur admirativ al acordării binecuvântării într-o facultate de stat rămâne, se pare, o certificare a vocației unui tânăr față de practicarea meseriei de preot, care trebuie să concorde cu gradul de educație al acestuia și cu un comportament adecvat în societate, oricât de ipocrită ar fi aceasta.